Buzoienii sunt nemulțumiți de comportamentul unor funcționari publici, dar și de tergiversările de eliberare a titlurilor de proprietate. Toate aceste plângeri au fost transmise și avocatului poporului, care s-a aflat în această lună la Buzău pentru a acorda audiențe cetățenilor din județ și pentru a primi petiții. De cele mai multe ori oamenii reclamă faptul că limbajul folosit de funcționari nu este unul adecvat, poate pregătirii cetățeanului de rând, sau atitudinea este una ostilă sau una superioară, arogantă, iar cetățeanul de rând are un sentiment de frustrare accentuat în acest context. Buzoienii reclamă și faptul că anumiți funcționari publici din județ nu sunt pregătiți și răspund formal la probleme care necesită mai multă atenție. De asemenea, reclamă oamenii că au depus cereri, nu le sunt soluționate, răspunsurile primite au un caracter formal și nu clarifică problemele pe care le-au expus. Buzoienii se plâng și de faptul că nu le-au fost acordate titlurile de proprietate de către autorități. Reprezentantul instituției Avocatul Poporului spune că există primării care încă nu au eliberat astfel de documente. Rămânem în continuare în top cu probleme de fond funciar, problemele care priveau lezarea dreptului de proprietate privată, deși au trecut atât de mulți ani de la apariția legilor fondului funciar, încă mai avem comune în care ori nu sunt emise titluri de proprietate, ori titlurile de proprietate emise cuprind erori grave de scriere, suprapuneri de amplasamente, ceea ce generează nemulțumiri și lezarea dreptului de proprietate privată. Potrivit reprezentantului instituției Avocatul Poporului, aproximativ 2/3 dintre sesizările buzoienilor sunt justificate. Anul trecut, peste 100 de buzoieni au fost în audiență la Avocatul Poporului.